Am revenit în studioul Will TV și alături de mine, așa cum v-am promis, este un alt invitat special, o altă invitată specială de fapt, și este vorba despre Loredana Chelba, care se prezintă așa, om simplu, pasionat de modă, scris cappuccino, muzică rock și filme alb-negru. Bine ai venit, Loredana! Bine te-am găsit, Daniel! Cine este de fapt Loredana Chelba? Loredana Chelba este una dintre multele femei ale secolului 21 care se luptă să demonstreze, nu neapărat bărbaților, în general lumii, că poate îmbrăca cu succes diverse haine. Aici, metaforic vorbind, mă refer la haina de femeie de afaceri, haina de mămică, haina de soție și așa mai departe. Reușește să demonstreze aceste lucruri? Sigur că da. Nu e ușor, dar cu puțină automotivare reușește. Mai există războiul acesta în secolul 21, războiul bărbat-femeie, adică femeia la cratiță, încă se mai vorbește despre treaba asta? Eu cred că da, deși sunt extraordinar de multe femei care ocupă în prezent funcții extrem de importante la nivel de politică, la nivel de conducere a multinaționalelor. De exemplu, avem Germania, dacă e să ne gândim puțin politic, avem la noi multinaționale din domenii care, în mod normal, ar trebui să fie domeniile bărbaților, mă refer la firme petroliere, lanțuri de benzinării și așa mai departe. Spune-mi, te rog, ai și un blog pe care scrii frecvent, de unde am observat, și așa cum ai scris și în descrierea ta, ești pasionată de modă. De unde pasiunea aceasta pentru modă și până unde merge această pasiune? Pasiunea pentru modă mi-am dezvoltat-o de câțiva ani, de când am început să merg pe la diverse evenimente gen lansări de haine, lansări de produse cosmetice, lansări de accesorii și așa mai am dorit să-mi dezvolt această pasiune pentru că munceam prea mult. Constatam că mai mult de 12 ore pe zi munceam și am stat să mă gândesc ce îmi place să fac. Să scriu, îmi plac hainele, îmi plac prezentările de modă, mă uitam frecvent la emisiuni de specialitate, la filme și am zis că poate n-ar fi rău să încep să scriu despre asta. Nu am făcut-o ca un specialist, am blogul de 2 ani, nici acum nu cred că sunt în măsură să scriu niște articole de fashion care să pornească de la mine în sensul de opinii personale și avizate. Sunt articolele de fashion după blog, în general, sunt articole bine documentate, ca să spun așa. Poate asta e avantajul facultății de jurnalism pe care am terminat-o. Blogul se numește are un nume foarte interesant, Vitejie pe tocuri, iar spre finalul unui articol apare link către femeia secolului 21. Spune-mi, te rog, cum arată femeia secolului 21? Cum îți începusem să-ți povestesc la început, este o femeie care vrea să-și depășească limitele, care știe că în secolul ăsta nu e totul, împlinirea nu înseamnă doar să ai o familie, să ai un copil, să ai un soț, să ai grijă de acesta. Ea știe că poate mai mult. E nevoie de această vitejie? Da. Și după părerea mea e nevoie de vitejie pe tocuri. Eu sunt fascinată de tot ce înseamnă pantof cu toc. Că tot spuneai că te fascinează cumva numele, el a pornit botezul, l-a făcut practic o bună prietenă, o fostă colegă de serviciu. A existat o perioadă în care făceam naveta București-Ploiești, am renunțat destul de repede să o fac cu mașina personală pentru că era în primul rând foarte mult timp pierdut în trafic și am început să fac naveta cu trenul. Nu mi-a luat mult să descoper și partea epică a acestui lucru, îmi plăcea să ascult poveștile oamenilor, să trag cu urechea, poate, deși pare puțin urât, la ce se întâmplă, să iau pulsul fiecarei zile, dar asta o făceam pe tocuri. Când ajungeam la serviciu, întotdeauna prietena mea îmi spunea, nu vine să cred că vii de la Ploiești, că vii cu trenul și vii cu o cozată pe dita mai tocuri. Chiar vitejie până la eroism, da. Să reziști pe tren și... Da. Spune-mi, cum îți alegi subiectele pe care le tratezi pe blog?
În general mă inspir din ceea ce trăiesc. În general pun articole care să motiveze. Refuz să scriu lucruri negative. Cred că poți număra pe degetele la o mână articolele care sunt refulări, ca să zic așa. Pentru că blogul meu are ca scop motivarea femeilor de lângă mine. Nu vreau să transmit ură către ceva sau să-mi exprim frustrările personale. Nu cred că e o falsitate. Simt uneori, poate că aș vrea să scriu niște articole care n-ar fi tocmai pozitive, dar mă opresc. Pentru că vreau să fie un blog în care să se simtă energia pozitivă și oamenii și femeile să se relaxeze când citesc articolele și de ce nu să găsească în ele un niște suport, niște lucruri bune în general. Te-ai gândit să susții și niște conferințe pentru femeile care ar trebui să arate exact cum îți propui tu în secolul 21? M-am gândit, mi s-a propus să fac asta, dar nu cred că mai este loc. Adică deja sunt foarte multe femei care au acest gen de evenimente, iar mie, ca să spun așa, îmi ajunge spațiul blogului ca să insuflu ceea ce am de insuflat. Și oricum bloggingul nu este singura mea activitate. E o activitate chiar secundară, îmi place că o îmbin cu jobul meu de zi cu zi, dar e suficient acolo unde este. Dar nu exclud, cine știe? Poate pe viitor. Există anumite rețete? Adică femeia să treacă exact așa cum spunea la începutul emisiei, de la cratiță la birou și să rămână la birou și bărbatul să se întoarcă el la cratiță și... Nu spun că bărbatul trebuie să se întoarcă la cratiță, Sau cum ar trebui împărțită cratița și cum ar trebui împărțit biroul? Cratița din punctul meu de vedere ar trebui pusă la pachet. Catering. Nu, că mie îmi place să gătesc, dar mai rar așa. Oricum, de când o am pe fetiță, gătesc zilnic, pentru că ea trebuie să aibă tot ce e mai bun și ce e mai bun clar se face în casă. Nu cred că există o rețetă, cred doar că femeia trebuie să știe că deși este greu, poate să le facă pe toate. Nu sunt diverse ingrediente pe care le adaug și la finalul zilei ești o femeie perfectă. Dar dacă ți identifici pasiunea, în general pasiunea pentru jobul pe care îl ai, pentru că îmi spuneai înainte de emisie de femeia care ajunge să fie mamă și care se plafonează la un moment dat. Nu cred în plafonare decât dacă femeia care înainte de sarcină a făcut un job care nu i-a plăcut. Dacă omul în general își iubește munca, nu are cum să nu-și dorească să se întoarcă, nu are cum să nu-și dorească să fie în slujba societății într-un fel sau altul prin jobul pe care îl face. Cu toate acestea se întâmplă uneori, ca după nașterea primului copil, doamnele rămân undeva așa și cu tendințele și cu moda, totul, nu știu, toată atenția mi se pare că se centrează pe copil. Atenția chiar se centrează pe copil. Doar pe copil? Înainte să am copilul, și eu îmi puneam întrebările astea. Credeam că femeile profită cumva de perioada de maternitate pentru a se relaxa, pentru a uita de job, a uita de datoriile pe care le au în societate, dar nu e așa. Sarcina pe mine nu m-a schimbat, dar maternitatea da. Nimic nu mai poate fi la fel și trebuie să găsești în tine energia de a-ți aloca timpul pentru tine. Pentru tine ca personalitate, ca să zic așa. Copilul te solicită mult, îți solicită timpul și toată energia. Iar la 9-10 seara, când adoarme, dacă reușești să-ți găsești energia de a-ți face planul pe termen scurt, că pe termen lung e destul de greu, pentru tine e mare lucru. Cum ar trebui doamnele, domnișoarele, să-și aleagă ținutele în general? Dăm năval în reduceri, în mall-uri și luăm ce găsim?
Cred că ar trebui să învățăm fiecare dintre noi că suntem unice, că nu există o rețetă nici pentru a-ți alege ținuta. Foarte multe dintre femeile zilelor noastre sunt victimele blogurilor de modă, pentru că ele au și părți bune, într-adevăr, dar au și părți rele. Prin părțile astea rele înțeleg faptul că toate femeile își aliniază cumva ținutele, adică văd la anumite domnișoare, doamne, că se îmbracă într-un anumit fel și nu fac decât să copieze. Eu nu sunt pentru copiat, prefer să greșesc prin stilul meu, dar prefer să mă reprezinte. Sunt multe ținute îndrăznețe care se abordează pe bloguri. Nu oricine poate purta o ținută îndrăzneață, pentru că dacă ție o pereche de, dacă vezi acolo o pereche de pantaloni de training cu tocuri, o să spui că e de la țară. De la țară în sensul de necunoscă, necizelării, ca da, să spun așa. Dar dacă ai atitudine, poți purta și o rochie de seară la o pereche de bașcheți, poți purta tocuri cu o pereche de pantaloni de training și așa mai departe. Așadar, atitudinea este cea care schimbă... Atitudinea schimbă totul și autocunoașterea noastră stilistică. Asta, la fel, nu pot să spun că pot fi un model în direcția asta, pot fi un model doar prin prisma faptului că eu îmi asum ceea ce îmi place și ceea ce mă identifică pe mine. Trebuie să fii constant? Nu. Adică astăzi mă îmbrac elegant, mâine șochez, poi mâine sport... Sunt persoane pe care le cunosc și care au reușit să-și creioneze un anumit stil. Stilul le-a creionat un anumit brand personal. Le vine foarte bine. Eu n-am reușit să fac asta. N-am reușit să-mi creez un stil din care să nu ies. Sunt zile în care prefer să mă îmbrac extraordinar de elegant. Sunt zile în care prefer să mă joc cu stilul meu. Sunt zile în care poate sunt extravagantă, poate nu place ochiului din afară ceea ce vede, dar dacă așa mă simt bine să fiu, așa sunt. Hainele trebuie să fie scumpe? E bine dacă ne permitem să ne cumpărăm și haine scumpe, dar nu trebuie, nu e o regulă, din contră. Am văzut persoane care se îmbracă foarte scump, dar totodată nu reușesc să aibă o ținută care să lasă o impresie bună din punct de vedere stilistic, pentru că există senzația asta că dacă ne îmbrăcăm de la designer celebri, automat ne și îmbrăcăm bine. Putem să ne luăm o haină de la second hand, să o asortăm unei haine de firmă, ne punem o coafură care ne reprezintă și imaginea e bună. Așadar, iată că există și rețete mai simple, mai ieftine, care nu au nevoie de foarte mulți bani de fiecare dată. Nu cred că e nevoie de bani ca să te îmbraci bine. Vreau să vorbim și despre accesoriile pe care le folosesc doamnele, domnișoarele. La fel, cum se aleg acestea? Dacă aș respecta regulile, aș putea să-ți răspund la întrebarea asta. Cred că accesoriile clar au darul de a ne înnobila ținuta, dar trebuie păstrată o proporție. Mă refer acum la faptul că se poartă foarte mult accesoriile statement, adică coliere extra, cercei foarte mari. Nu trebuie să mergem, să optăm pentru toate acestea într-o singură ținută, pentru că riscăm să avem o apariție mult prea vulgară. Cred că trebuie să ne ghidăm după principiul less is more. Acum aștept un răspuns de la tine pe care cu siguranță nu l-aș întâlni pe blogul tău. Ce părere ai despre ceea ce vezi în ploiești? Cum se îmbracă doamnele, cum se îmbracă domnișoarele? Vreau să-mi vorbești așa despre... Vorbeam și în prima parte a emisiunii. În mall, pe stradă, la școală, vedem diverse culori, accesorii. Nu există o proporție în nimic, de cele mai multe ori. Cam care ar fi proporția sau cum ar trebui respectate aceste proporții? Nu...
dacă vedem foarte multe lucruri diferite, înseamnă că oamenii încep să realizeze că sunt unici și își expun stilul propriu. Pe mine una nu mă deranjează să văd că oamenii își urmează linia personalității, ca să spun așa, dar cred că ar trebui să existe un echilibru în ceea ce privește ținutele pe care le abordăm și locurile în care mergem. Cum spuneai tu, dacă mergi la mall, îți dai seama că oamenii nu sunt îmbrăcați tocmai adecvat pentru asta. În general, oamenii în Occident se duc la mall ca să-și facă cumpărături, să bea o cafea, să se relaxeze, ceea ce ar presupune o ținută mai lejeră. Acum, dacă folosesc mall-ul cum îl folosesc eu, de exemplu, și pe post de birou, automat că îți pui și o ținută business, dacă ai o întâlnire la o cafenea, dacă lucrezi, dar e puțin ne la locul lui să mergi la mall într-o rochie de seară în mijlocul zilei sau cu paiete prea multe, cu tocuri foarte înalte, deși asta cu tocurile, așa scrie la carte, că n-ai voie să mergi prea mult în mall în tocuri. Eu nu condamn femeile care fac asta, pentru că, după cum spuneam, mie îmi plac foarte mult tocurile, da. Femeile întorc capul după altă femeie? Da. Și, când? Când îi se pare că vede ceva wow, după părerea mea, sau în cazul celălalt, când e o apariție atât de ne la locul ei încât te face să te uiți. Se întâmplă să faci asta? Sau se întâmplă să faci asta frecvent? Întâmplă să fac asta frecvent, dar admirativ. Adică văd femei care îmi plac, văd femei de la care încerc să împrumut unele lucruri pe care îmi plac. Iar în general, când văd viceversa, prefer să fiu discretă și să nu întorc capul să analizez. Ce te inspiră atunci când îți alegi ținutele? Sau ce ar trebui să le inspire pe doamne atunci când își aleg o ținută? Cred că trebuie ținut cont și de tendințele date pe podium, pe marile podiumuri, să spun așa. Cred și văd că se întâmplă să ținem cont de culorile care se poartă. Chiar scriam la un moment dat pe blog că sunt foarte surprinsă de faptul că văd că toată lumea știe cine este, între ghilimele, Institutul Pantone. Este acel institut din Statele Unite care stabilește cumva culorile noului sezon. Anul trecut toată lumea știa ce e Marsala. Este acel vișiniu pe românește, da, care s-a purtat foarte tare, l-am văzut în ținutele femeilor pe stradă. Anul ăsta deja suntem... Golim șifonierul, scoatem vișiniul. Eu nu l-am scos, dar încercăm să mergem pe notele care ni s-au dictat anul ăsta, acel Serenity, roz, quartz, și îl văd pe stradă peste tot. Poate și pentru că automat tendințele au fost îmbrățișate și de marile magazine, iar femeile au înțeles că se poartă și la sumă, dar și aici trebuie să te gândești, pentru că dacă e o culoare care nu te avantajează, chiar dacă se poartă, nu cred că trebuie să ne o asumăm doar prin prisma faptului că e la modă. Plus că rozul nu e o culoare tocmai ușoară, tocmai acceptată de toată lumea, adică e... E o culoare, nu știu dacă ai văzut despre ce roz vorbim, nu vorbim de acel roz bombon, vorbim de... Recunosc, nu sunt la curent cu aceste roze. Niciodată nu e prea târziu. E vorba de un roz prăfuit, e o culoare caldă, dar o culoare care exprimă foarte multă feminitate. Dar trebuie să te avantajeze, după cum spuneam, și culoarea tenului, culoarea părului, pentru că până la urmă avem un singur scop, acela de a ne evidenția pe noi, nu de a evidenția haina. Vei ține cont de aceste tendințe? Țin cont de aceste tendințe pentru că am descoperit că îmi plac. Îmi plac culorile calde, deși la mine în șifonier nu prea se regăseau până anul acesta. Recunosc, după toată tevatura aceasta cu noile tendințe, mi-am cumpărat niște piese în culorile acestea. Și suntem abia la început, deci până la finalul sezonului cu siguranță... Da.
soții vor avea de spus un cuvânt la da, final. E un subiect sensibil. Da. Ce-ți place cel mai mult la viața ta? Cred că o să par puțin arogantă, dar sunt într-un moment al vieții mele în care îmi place totul. Cel mai mult îmi place faptul că am devenit mămică și am descoperit cât de minunat este. N-aș putea să vă descriu cum este, că dacă sunt persoane care nu au copil, n-ar înțelege. Eu n-am înțeles înainte. Mi se părea o exagerare cumplită a etapei acesteia de maternitate, dar nu este. E cel mai frumos sentiment după pământ. Îmi place că am reușit să-mi țin business-ul pe o linie dreaptă în toată perioada, în ultimii 2 ani, ca să spun așa, de când am rămas însărcinată până am născut și inclusiv perioada aceasta. Îmi plac foarte mult prietenii mei. Sunt o femeie dependentă de prieteni, dependentă de oamenii din jur. Cum îi alegi? Cred că ei mă aleg pe mine. Îi aleg totuși în principiu după un singur criteriu, acela de omenie. Îmi plac oamenii care sunt oameni, îmi plac femeile care sunt femei, în sensul că ajung la tine ca persoană, la esență, nu se lasă conduși de aparență și văd dincolo de... Mai sunt astfel de persoane? Sunt foarte multe, iar cred că eu am reușit să le strâng pe majoritatea în jurul meu. Am reușit, îmi place, că tot porneam de la ce îmi place la viața mea, îmi place că am reușit să-mi țin prietenii lângă mine, chiar dacă mi-am schimbat orașul, n-a contat, am reușit să-mi găsesc foarte mulți oameni dragi și aici. Ai venit dinspre București, spre Ploiești. Da. A fost un sacrificiu mare sau ce te-a făcut să vii înspre Ploiești? Dragostea. Da. La început l-am privit ca un sacrificiu. Credeam că dacă mă mut aici o să mă plafonez profesional. Și s-a dovedit totuși că până aici am atins cam cel mai înalt nivel. Pentru că în continuare relațiile cu clienții mei din București se mențin. E foarte aproape. Am descoperit oameni cu care fac business în Ploiești, care sunt de mare calitate. Deci am descoperit că nu contează orașul dacă vrei să faci ceva. Oamenii sunt și buni și mai puțin buni în orice colț al țării ai merge. Contează ce vrei să faci tu și să-ți tragi lângă tine mâna aceea de oameni care îți împărtășește principiile. Pentru că îmi spuneai la început de emisiune cum arată femeia secolului 21, aș vrea să-mi vorbești cum poate ajunge, așa cum ai spus tu, femeia secolului 21. Există o rețetă, tu îmi spui că ai prieteni cu care te înțelegi foarte bine, ai o familie, ai o carieră cu care te mândrești. Deci, practic, tu ești femeia secolului 21, dacă ar fi să te auto-intitulezi. Îți mulțumesc. Deci, practic, ce văd în blocul tău, ceea ce îmi spui tu, nu fac decât niște corelații. Spune-mi ce rețetă ar trebui să urmeze. E poate impropriu spus rețetă sau niște sfaturi. Și că uneori sună așa, ar trebui să crezi în tine, ar trebui să fii, unul nu știu... dintre, da, sunt extraordinar de multe rețete motivaționale, eu nu cred în ele, dar o să-ți povestesc puțin despre unul dintre primele articole pe care le-am scris pe blog, care se chema, cred, n-aș vrea să greșesc, sparge, uite că am uitat, spargeți limii, urmează bazmul, îmi cer scuze, chiar am avut un lapsus, urmează-ți bazmul și dovedește că se poate. Prin asta, în articol spuneam despre faptul că o femeie trebuie să știe să facă de toate. De la a găti până la a avea cunoștințe din toate domeniile, câte puțin,
trebuie să fie cultă, mă refer aici că trebuie să, chiar dacă nu spun acum că trebuie să asculte toată lumea Vivaldi sau să se uite la anumite filme sau să meargă toată ziua la teatru, dar e bine să știe câte puțin din fiecare, ca să fie o femeie completă, pentru că la un moment dat lucrurile astea ies la suprafață când te aștepți mai puțin. Citești cărți motivaționale? Nu. Nici în cărți motivaționale nu cred, pentru că motivația nu... Uite, m-am ferit să spun asta, că de la început cer rețete. Motivația ți-o găsești doar în interiorul tău. Dacă nu o găsești acolo, oricât de multe cărți ai citi, e foarte greu să te mobilizezi. Îmi vorbeai și la... să ieși din zona de confort, că până la urmă femeia secolului 21 asta face, iese din zona ei de confort, nu așteaptă la ceilalți să-i îndeplinească visele, să facă ceea ce și-ar dori ea să primească. Femeia secolului 21 trebuie să se ridice și să spună: vreau să fac asta, 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 și să înceapă să urmeze pași ca să ajungă la rezultatul dorit. Să aibă, în primul rând, curajul până la urmă. Să aibă curaj, da. Spuneai că te inspiri tot timpul din evenimentele acestea, lansările de modă. Ploieștiul, din acest punct de vedere, cum ți se pare? Are parte de astfel de evenimente, lansări? Nu mai vorbim de evenimente mondene, că ar fi prea mult. S-a ales, ca să spun așa, o mână de lume mondenă, care însă cred că mai are nevoie de stilizare. Evenimentele mondene au început să mai existe în Ploiești odată cu apariția celor două moluri și implicit ale magazinelor, pentru că magazinele au început să organizeze tot felul de lansări ca să atragă publicul. În ceea ce privește lumea fashion de aici, cred că mai este mult de muncă, deși sunt oameni talentați în zonele acestea, care însă mai au și ei de muncă cu ei. Pentru aceste evenimente faci naveta în București? Da, merg frecvent, dar oricum merg frecvent pentru că am business-ul care 70% este acolo. Așadar... Și încerc să-mi asum niște lucruri pe care le învăț acolo și să le aplic aici. Pentru că până la urmă am descoperit că e frumos să inovezi cu anumite lucruri orașul în care stai și de ce nu să pui cod la cod cu alți oameni care îți împărtășesc pasiunea și să creezi ceva ce nu s-a mai făcut până acum. Tu ai terminat facultatea de jurnalism, așa cum spuneai și pe parcursul emisiunii. Am terminat facultatea de jurnalism și de administrație publică, așa. Am început inițial cu facultatea de drept. Ți-ar plăcea să scrii pentru o anumită publicație? De profil? De o publicație, te referi... Modă? Nu cred că sunt în măsură deocamdată să fac asta. După cum îți spuneam, articolele de modă pe care le scriu la mine pe blog sunt în general articole documentate, pentru că nu am ajuns la acel nivel în care să-mi permit să fac eu recenzii, ca să spun așa. Dar mi-ar plăcea să scriu pentru anumite publicații. Cred că ar merge să scriu editoriale, că asta mă pricep să fac cel mai bine, să-mi dau cu părerea despre anumite lucruri, nu să fiu specialistul de la rubrica de modă dintr-o anumită revistă. Am înțeles. 30 de secunde pentru planurile tale de viitor. Vreau în continuare să îmi dezvolt afacerea. Afacerea, am noroc să se îmbine cumva cu blogul, organizez tot felul de evenimente, am posibilitatea să mă joc cu diverse concepte și să le pun în practică, am posibilitatea să lucrez cu imaginea oamenilor, cu imaginea unor companii, ceea ce... Nu e decât bine, atâta timp cât faci, cât și la muncă fac ceea ce îmi place și se îmbină cu pasiunea mea pentru scris, pentru modă, pentru imagine. Cam astea sunt planurile de viitor.
Mulțumesc mult, Loredana, pentru prezența în emisiune și mult succes în tot ce îți propui. Mulțumesc și eu pentru invitație și mult succes și ție. Mulțumesc frumos. Atât pentru astăzi, stimați telespectatori. Rămâneți cu IL TV. Până data viitoare, numai bine!